Președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, i-a prezentat ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură, Doina Pană, proiectele Safari Park și Park Adventure pe care administrația județeană vrea să le realizeze în comuna Păltinoasa. Totul însă depinde de adoptarea noului cod silvic. Inițiativa ar avea șanse să se realizeze în baza unor noi modificări la codul silvic. Doamna ministru va fi informată astăzi cu privire la întregul proiect, pentru că ne dorim o relație foarte directă cu ministerul, așa încât să putem să știm ce avem voie să construim într-o zonă forestieră, dar în același timp să putem și fructifica un potențial turistic al județului, pentru că, din ceea ce am spus doamna ministru, practic soluția corectă vine în scurt timp, odată cu adoptarea noului cod silvic, care va crea facilități, va crea și o înțelegere a unui fenomen de păduri, nu doar cele în regim forestier, ci și păduri gen parc sau păduri tematice. Cele două proiecte se vor întinde pe o suprafață de 96 de hectare cu zone forestiere și teren agricol pe care Consiliul Județean o are în proprietate.